salve amicis! Uite, ne revedem, ne reîntâlnim și dacă am povestit despre vacanță și v-ați simțit bine în vacanță și încă n-ați desfăcut pătura sau mai știu eu ce minun, chiar Apropo de asta, să știți că puteți chiar un cortă mică, de adevăratele să le aveți în sufragere, că acum sunt cam largi și este loc pe care putem liniști să-l umplem, să spunem cu așa ceva. Aș vrea să continuăm puțin în ideea în care uh, unii dintre cei care acum sunteți pe recepție, să zic cu mine, uh, ați vrut neapărat în această vacanță să călătoriți. Deci, astăzi o să încercăm puțin să călătorim. Ce înseamnă călătorie și ce înseamnă să fim călători. Și dacă <coughs> înainte povesteam să te duci în vacanță, în balcon, în curte, la bunici, acum puteți să-mi puneți. Pardon, să-mi adresați întrebarea. Bine, bine, și eu acum unde să călătoresc? În cămară, în debară, ce să fac? Păi eu să zic așa, hai să vedem dacă mai ții minte albumele acelea de fotografii care le-ai uh, făcut, da, dacă îți amintești cartea care ai citit-o, da, dacă și uită dacă nu era parcă să ne cam spune și am ajunge la gramatică, haideți să încercăm puțin să mergem dacă de la puțin la mai mult, de la o distanță la apropiere, din pas în pas la ceea ce ne dorim astăzi să aflăm și anume... Să vedem ce înseamnă a călători. Poate că ne apropie de ceea ce înseamnă a merge cu un scop dintr-o parte în cealaltă. Călătoresc cu trenul, călătoresc cu avionul. Deci sunt călători, adică am putea spune așa cu puțină metaforă, sunt un drumeag. Mă aflu pe un drum, trebuie să ajung dintr-un capăt în celălalt. Amintiți-vă problemele de matematică, unde zicea pleacă trenul din punctul A și ajunge în punctul B, adică călătorește. Deci, a fi călător este un lucru extraordinar. Să ne amintim de călătorii noștri de pe vremuri și vom vedea că ne place, pentru că spunea la un moment dat Nicolae Iorga, Că o călătorie face cât o bibliotecă. Adică, ce vroia să ne spună? Vedeți, avem călătorie, avem excursie și avem uh, pelerinaj. Da, și nu e același lucru. Dacă eu merg în țara Sfântă ca și pelerin, mă duc într-un anumit fel pregătit. Dacă merg într-o excursie în Israel, este cu totul altceva. De aceea trebuie să avem puțină grijă, iarăși, la cuvinte. Și noi o să începem astăzi să călătorim într ale cuvintelor. Deci, călător este cel care se duce dintr-un loc în celălalt, dar nu oricum se duce puțin pregătit. O poveste foarte uh, simpatică în ideea în care uh, cineva se urcă în uh, autobuz, călătorea, călătorea venea de la țară la oraș. Bineînțeles că trebuia să-și ia bilet pentru că și amintiți-vă de uh, ceea ce avem de la Rebreanu cu cel care este în gară și, -și dorește, uh, bi își dorește bilet, dar este întrebat și el nu spune unde vrea să meargă și aici iară avem o anumită secretă. Mi-a fost dat să asist, cum s-ar spune, la o asemenea discuție amuzantă despre ceea ce înseamnă călător și călătorie și importanța de a ști unde mă duc, când mă duc, de ce mă duc și cine merge, cine merge acolo. Repet, a fost amuzant, dar ți-a dat un așa un gând sau ți-ai pus așa un semn de întrebare la ceea ce înseamnă o anumită ținută și o anumită stare din aceasta? a omului simplu care își știe și bucuria și necazul. Se urcă bătrânica noastră, știți că la noi la țară mai spunem ori mătușă, ori tușă, ori nană, nană se mai spune. Se urcă o, o bătrânică, o bunicuță, o nană, o bună, se urcă în, în autobuz și uh, șoferul o întreabă. Mătușă dragă, până unde mergi? la care uh, mătușa noastră, la vreo 70 și ceva de ani, cu umorul extraordinar, zice Da ce treabă ai? Da mătușă dragă, dar trebuie să-ți dau bilet. No. și las că nu-i bai. Da mătușă dragă, unde te duci? Lască știu eu. La care bineînțeles că noi n-am putut uh, să avem reacția aceea de a râde, pentru că în asemenea situații nu râde. De ce nu râdem? Pentru că omul și le știa pe ale lui. Și când să ajungem în capătul celălalt de sat, zice mătușa, domnule, oprește, cobor, mă duc la o mormântare. Ei, femeia călătorea spre un drum și unde se termina drumul cuiva și parcă se jena, parcă avea suferința aceea în suflet, a nu ne amărâ pe noi ceilalți care eram în autobuz pentru uh, durerea pe care ea o avea. La care unul dintre călătorii a deschis ușa și a zis, dar merg sănătoasă mătușă. La care mătușa i-a răspuns, să te aibă Dumnezeu în pace și liniște. Și uite cum putem, dintr-o simplă, să zicem, călătorie și un bilet care altul poate că ar fi răs. Nu, este vorba de acel respect pe care trebuie să-l dai fiecăruia când are rostuirea lui. Și am spune noi, nimic nu este întâmplător. Ei, spuneam că e important și întorcându-mă la mătușa, de fapt, Toată călătoria mătușii era dintr-un capăt al satului în celălalt. Tot universul ei era satul. Ea putea să călătorească de pe o uliță pe alta, adică de pe o stradă pe cealaltă, putea să se ducă să-și primenească gândul la Sfânta Biserică sau la Morminte, cum s-ar spune. Vedeți niște sinonime care folosite pentru o călătorie. Este foarte, foarte importantă și interesantă atunci când înțeleg ceea ce înseamnă a fi călător. Se spune că noi suntem călători pe vremea, în vremuri și pe lumea aceasta. Nu facem filozofia altora, nu facem altceva decât să înțelegem că atunci când mergem într-o călătorie și suntem călători, trebuie să avem grijă de niște lucruri. În primul rând, trebuie să mă gândesc unde vreau să merg. Vreau să merg la munte, vreau să merg la mare, vreau să călătoresc într-o altă țară și vreau să călătoresc și la mine în țară. Acum se spune că ar fi bine să pornești să vezi și alte țări, să cutreieri și să-ți încarci sufletul și mintea de toate bogățiile care există pe lume, după ce ți-ai văzut țara ta. Și vreau să spun că avem niște lucruri speciale și deosebite. Poate nu degeaba îi se spune și grădina Maicii Domnule. Avem de toate. Avem apă. Avem, avem mare, avem ieșire la mare, hai să fim serioși. Avem câmpie, avem, avem șez, avem deal, avem, avem munte. Dar ce munte? Avem locuri sfinte, locuri sacre, locuri, lucruri magice, locuri. Avem un sfinx, avem, avem babe, avem, avem oștenire, avem sarmi avem mare, avem Tomis. L-am avut și pe Ovidiu care săracul n-a venit într-o călătorie la mare la Tomis, că el a venit puțin exilat, cum s-ar spune, dar ne-a lăsat acolo ce a avut de lăsat. Deci, vedeți, lucrurile acestea putem să, să pornim a le să pornim în călătorie spre ele și apoi să ne ducem în alte părți. De ce se bucură alții când vin la noi și spun, uah, dar voi nu vă cunoașteți locurile? Adică nu unii se pare normal obișnuit, ce e toată ziua mămălică, toată ziua s -a -a le ai mă le -și, cum s-ar spune. Nu, haideți să ne bucurăm, haideți să descoperim cu siguranță că avem locuri la noi, în jurul nostru, cum se spune, nu te duce mai departe până nu-ți uh, cunoști foarte bine uh, țara. Acum mă puteți întreba, bine, bine, da, tu ai călătorit, am fost și călător, am fost și excursionist, am fost și pelerin, dar întâi de toate. Am vrut să văd din Marea din de la Porta Marea sau Moroșană, cum spune, și până uh, să mă întâlnesc cu Pelicanul din uh, Delta și să mă bucur de tot. Să am și plaje la Costinești, dar să văd și uh, drobeta să Severin, să văd și cazanele și să văd tot. Și să mă duc și la... Uh, Hajigadar Gadar la Suceava, să văd și Uspenia de la Botoșan, să văd tot ce înseamnă și podul prieteniei de la Giurgiu, și uite așa să vezi toată țara și apoi să te poți duce mai departe. Deci de asta trebuie să știu unde vreau să merg. Bun, mi-am fixat uh, punctul în care vreau să ajung. OK. Ce știu despre acel punct? Cu cine merg acolo? Ce vreau să văd? În ce perioadă? Unde o să locuiesc? Câți bani o să am? Cât bagaj o să duc cu mine? Întotdeauna era o glumă foarte simpatică în călătoriile pe care eu le-am făcut până acum și sper și în continuare să le mai pot parcurge cu, nu numai cu gândul, dar și cu pasul când era la bagaje. Întotdeauna, vă știți că am o geantă în această studențească, congrese, manifestații în una puțin mai mare, să zic, am, cu o palmă și acolo erau toate lucrurile care le duceam. Și în turna din țări unde am ajuns, am fost întrebată la vama unde este bagajul meu. A meu este bagaj de mână, nu de cal. Și am spus, acesta este tot. Nu se poate, ba da. Și unde este restul? Am avut un gest care, norocul meu, că a fost mai mult decât înțelept Vameșu și am spus, aici. A zâmbit și a zis, ok, adunăți tot aici în continuare. A fost gestul pe care l-am înțeles, pentru că aici trebuie să adunăm. Și de aceea vă rog să aveți foarte mare grijă. Ne trebuiesc amintiri. E și normal. Le, le dorim. Stați, liniștiți! Și la mine stau uh, fotografiile din călătorile pe care le-am uh, le făcut și mă uit cu drag la ele. În seara sau în ziua în care poate că afară plouă prea tare sau că astăzi vreau să merg într-o excursie unde vreau să văd țara respectivă. Ei, și atunci am iau tot ce am scris, tot ce am adus, uh, cum am împro și îmi practic prin aceste fotografii, prin aceste imagini, ceea ce uh, pentru mine a fost pe și deosebită acolo. Și de asta spun. Suntem tentați și facem imediat analogia. Bun, am văzut un excursionist, a zice, un călător japonez și sigur este cu băscuță și cu aparatul de foto aici. Ei, acum nu o să-l mai vedeți cam așa, că o să-l vedeți cu telefonul mobil care plimbă dintr-o parte într alta. Și mi s-a întâmplat de multe ori că cei cu care eram în grup, pentru că și aici vom discuta puțin, nu erau atenți la ceea ce se întâmpla în jurul lor. Pe dacă la, moarta, la Marea Moartă am găsit bazilicosul

Busuioc și busuiocul este floarea bisericii și l-am găsit acolo și semăna exact cu cel cu care eu uh, vin de acasă când mă duc în călătorie. Nu plec fără busuiocul meu din grădină pentru că el mă ține și este cel care mă duce mai departe. Și am zis, Doamne, nu se poate, lumea asta este mică. Și eram atentă la ce se întâmpla și la ce povestea. Nu m-a interesat imediat să. Lasă să filmez totuși și mă uit acasă. Dar nu este același lucru. Pentru că eu trebuie să trăiesc clipa, trăieșteți clipa. Momentul acela în care a intrat cu picioarele în, în mare, bun, am intrat cu picioarele în multe, mări și oceane, m-am am cocoțat și, și pe munte, am salutat de acolo ceea ce era de salutat, dar am trăit elementul respectiv. Și, mai ales în asemenea situație, am știut să și respect o regulă. Și mă întorc la ideea în care, bun, cei cinci, unde, când, cum, cât, de ce și cu cine și ce și le-am adăugat și să-l face vreo șase, șapte întrebări. Bun, știu unde vreau să merg. Haideți să vedem ce trebuie să știu despre țara respectivă? Și mie mi s-a întâmplat de multe ori așa. A, te duci acolo. Nu vreau să aduc în povestea noastră niciuna dintre țările pe care l am văzut. Acum, dacă tot secretul, secret, secretomania, am văzut și eu vreo 47 din lumea aceasta, dar mă, dacă mă întrebați unde n-am fost, aș putea să vă spun, dar aș dori să ajung și pe acolo. Și uh, foarte uh, important este, spuneam, lucrul acesta să știu unde mă duc. Acolo. Bun. Acolo unde mă duc. Știu despre ce este vorba, știu ce vreau să vizitez. Întotdeauna mi-a plăcut și asta vreau să vă spun, că mi-a plăcut să știu în ideea în care am pornit de acasă. Și repet. Uh, am fost întrebată, vezi dacă te duci acolo, trebuie neapărat să vezi aia, aia, aia și aia. Uh, chiar așa, nu acel și acel și acel și aceea, ci aia, aia. Și de ce? Pe ca să știi că ai punctat. Eu nu m-am dus în călătoriile mele și vă rog din suflet să faceți și mea voastră acest lucru. Sau voi, cei care uh, acum mă audiați și mă bucur din suflet că suntem împreună. Nu bifați! Am fost acolo și am văzut. Vreau să mă laud că am urcat și eu nu știu unde sau că am coborât sau am făcut nu știu ce scufundări ca să mă uh, uh, laud vecinilor mei sau că mi-am luat nu știu ce magnet de nu știu care. Nu, tu te duci pentru tine, pentru liniștea ta uh, sufletească, chiar și pentru trupul tău care poate că are nevoie de o rază de soare sau are nevoie de, uh, de un... Uh, zâmbet de soare de pe, de pe o casă de munte. Te duci pentru mintea ta ca să ți-o deschizi și să poți să faci la un moment dat niște comparații și să zici, de ce la noi nu se poate? Și acum, iertată în fiecare că vorbesc, am impresia că noi nu vom putea transforma țara noastră într-o țară care să trăiască numai din turism. Nu. Dar poate să fie o țară în care să avem niște locuri minunate și frumoase, pe care, în primul rând, trebuie să le, să le păstrăm curate. Curate și, și, cum să zic, și la propriu, și la figurat. Ce e așa de greu ca hârtia care ți-a învelit semnviciul sau mâncarea de nu știu care și sticla în care, din care ai băut apă să o așezi într-un coș? Ce e așa de greu? Nu mă interesează. Să te intereseze, pentru că tu nu trăiești singur, tu trăiești într-o colectivitate și atunci respectă ca să fii respectat. Și uite cum frumos ne, ne îndreptăm spre a ști ce o să vedem în călătoria noastră. Haideți să mai departe să mai mergem încă cu un pas și să vedem ce știu eu despre. Am auzit, am citit, am văzut, cunosc impresiile și a altora. Sfatul meu ar fi ca tu să-ți ai propria ta părere, tu să descoperi ceea ce altul poate n-a uh, descoperit, tu să simți și să trăiești momentul respectiv acolo unde te duci. Și atunci veți vedea că va fi extraordinar. Când vei vedea și o plajă, o plajă de pietre negre, când vei prinde o ploaie din acea torențială, și o să zici nu se poate, într adevăr, așa plouă în India. Da, așa plouă în India. Când o să te cațe și o să vezi iar și o să zici: "Ce, mai n-am știut? zidul chinezesc se vede chiar de pe lună și ai făcut cu mâna." Și venind de acasă le-am spus dragilor: "Nu m-ați văzut că v-am făcut cu mâna? De unde? De acolo." Da, tu erai acea eu eram aceea. Deci, vedeți trăirea pe care o ai acolo. Lucru pe care îl simți când de la zidul, de la zidul plângerii ți se spune nu întorci spatele zidului, ci frumușel tu începi să-ți calci umbra, pentru că este uh, sfânt ceea ce ți se întâmplă și trăirea pe care o ai uh, tu acolo. Și atunci am putea spune că și eu în Arcadia am fost. Vedeți, prietenul meu la tine mai trimite câte o maximă din aceasta prin care trebuie să înțeleg că și eu am fost și eu am fost acolo. Da, și mă duc fără să bifez că da, și eu nu știu unde, că toate sunt bune și frumoase. Da, sunt bune și frumoase în momentul în care eu am o trăire emoțională. Când ajungi să fii mândru că ești român și când spui, și când te aude acel de lângă tine, turist, vedeți, călător, turist, excursionist, și zice, Brâncuș? Da, eu vin din țara lui Brâncuș, eu sunt româncă și recunosc toate din marile minune ale lui Brâncuș. Îți salt așa inima și îți crește. Pentru că este bucuria, ne ducem, dar ne și întoarcem. Pentru că trebuie să venim și la un moment dat să și spunem: Am fost călător pe drumuri europene, pe drumuri asiatice, pe drumuri africane, am fost călător, dar am fost călător și pe drumurile noastre, și în satul nostru, și în lumea noastră, unde toate se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Pentru că mai este o vorbă care, dacă îi dăm, cum să zic, dulceața, dar îi dăm acea. Uh, mare bucurie și acea mare responsabilitate care ține de neam și avem obiceiul să spunem, păi în țara asta în care am ajuns acum, neam de neamul meu n-a fost. Și uite că eu las aici urma pașilor mei și pe unul spune, hey, te duci acolo, am fost și eu. Exact așa cum le spun de multe ori studenților mei, unei dintre voi veniți din niște familii care pentru prima dată dau acum un student și este o mare mândrie pentru că neam de neamul vostru n-a ajuns, dar de acum neamul vostru va merge mai departe și lucrurile sunt foarte importante și interesante din acest punct de, de vedere. Așa că acolo am fost și eu. Am fost în acea Arcadia. Am știut să Las urma pașilor. Am știut să povestesc după aceea când am venit despre ceea ce a fost acolo. Și mai ales am știut să mă raportez. Știți, când mergeți într-o călătorie, vi se spune: la... aveți la dispoziție o jumătate de oră în care puteți să faceți ceea ce doriți voi. Un singur lucru, vă rog din suflet, nu încercați să vă pierdeți. De ce? Pentru că dacă ați încercat să vă pierdeți și v-ați pierdut, ava în puiule până vă va găsi cineva și va, vor fi foarte multe complicații și când vei reveni din ceea ce a fost, vei spune, n-am să mă mai duc niciodată. De deci ce ai făcut lucrul acesta? Pentru că n-ai știut să respecti o regulă. Ai crezut, da, ce pe mine nu mă interesează, eu stau cât vreau, e excursie, e călătorie, am plătit, să facă bine să mă aștepte. Nu, nu, pentru că tu când te-ai dus singur, este o excursie pe care, este o călătorie. Este un pelerinaj pe care îl faci singur sau cu familia ta sau cu cel drag sau cu cea dragă. Este una. Ți-ai stabilit regulile, ți-ai stabilit ce vrei să vezi, știi unde dormi, știi ce mănânci, știi când pleci, știi când vii, ok. Totul este așa ca un șir de margele aranjat și frumos. Dar în momentul în care faci parte dintr-un grup care poate să aibă de la 10 până la 30 de persoane, tu trebuie să respecti regulile grupului. Dacă uh, ți se spune la ora 7.30 sunteți în hol și ne ducem cu toții la masă, sau la ora 8 dimineața suntem la autocar, tu nu apar la 8 și un sfert, tu nu apar la 9. Doamne, ferește, se întâmplă ceva, știi să anunți pentru că ai un ghiduș, cum spun eu. Ai o persoană care răspunde de tine și atunci trebuie să respecti acea regulă. Și știi, la ora sau ți se spune, vă rog să nu consumați uh, acele uh, băuturi care le găsiți uh, pe stradă sau nu depășiți uh, linia unde vi se spune că nu aveți voie. Nu atingeți obiectele și vedeți că suntem puși în situația de a respecta. Pentru că securitatea noastră și siguranța ca persoană este cea care o aduce grupul. De aceea trebuie să respectăm uh, grupul. Știu că sunt situații când uh, am fost și eu într-o asemenea postură în care uh, ajungi coborând din avion după câteva ore bune, bune de, de zbor, cu florile ca atare puse, așezate după, după cap, intrăm în autobuz, unde bineînțeles că era aer condiționat, dar până acolo n zăpușală zăpușală, nădușală, și începe ghidul foarte simpatic să întrebe pe fiecare. V-ați făcut vaccinurile? Da, da, da. Și erau vreo 15 oameni în grupul respectiv și la un moment dat, vedeți și aici, poate că pe undeva, interesul. Sunt situații când trebuie să călătorești într-o anumită țară unde ți se cere să ai făcut un anumit vaccin, să știi uh, ce faci cu apa, cum te speli pe mâini, ce reguli. Toate lucrurile acestea se citesc, toate lucrurile acestea trebuie știute. Și când ajunge la mine și mă întreabă v-ați făcut vaccinurile, la care eu ca orice artelea că serios am zis când mă întorc. A fost așa cum zice engleza, what? Toate capetele s-au întors. Am zâmbit și am mers mai departe, dar am avut grijă și alții au avut grijă ca, nu să, ca să nu mi se întâmple absolut nimic. Și când suntem în asemenea situație, pe lângă faptul că respectăm regula, respectăm. O, le, cum să zic, cuvântul lege, respectăm spiritul și spiritul legii, trebuie să mai respectăm încă un, un lucru. Dacă ne-am pornit într-o țară să zic exotică, care are anumite tradiții, care are anumite obiceiuri, dar nu numai și într-o altă, trebuie să pornim cu ceea ce se întâmplă aici. Dacă eu în țara aceea. Am fost și nu mi s-a spus dinainte, vezi că trebuie să-ți faci vaccinuri, am știut să respect niște reguli, dar am pornit de aici și am spus, mie nu mi se poate întâmpla nimic, știu că totul e, depinde de mine, dacă regula respectivă uh, o cunosc, o știu, mi-am implementat-o, cum s-a spune, nu este un termen de vacanță, de călătorii, dar a fost acolo și nu a fost chiar nimic. Și au fost situații când uh, s-a întâmplat altora care au fost vaccinați și pe mine m-au întrebat bine, dar de ce nu vi s-a întâmplat? Ce ați pățit? Am pornit de aici. Dar uitați cum este pe jos. Da, așa este, dar dacă ai pornit, trebuie să știi și să te aștepți la ceea ce se poate mai departe să ți se întâmple. Călătorim, dar este foarte important să știm cu ce călătorim, unde e adevărat, ce haine luăm. De aceea bagajul trebuie să fie... Bine, bine, dar cum? Trebuie să ți le rânduiești. Pleci pe șapte zile, pleci pe trei zile, pleci pe 14 zile. Cum ți-ai rânduit toate cele care le vei lua? Haine ușoare, haine, haine în care, în primul rând, tu trebuie să te simți bine. Și mai ales în Să știți că în multe țări pe care le-am luat în caluri pe care le-am uh, și străbătut, vreau să spun că le-am călcat cu piciorul. De ce m-am oprit la le-am călcat cu piciorul? Pentru că am fost pusă în situația de a uh, le călca la propriu, adică am rămas cu sandalele încălțările rupte de atât a umblat. Banii nu erau pentru încălțări, dar picioarele puteau și goale să uh, străbată. Și știți, desculți în iarbă, știți ce bine este să purtăm încălțarea, cum s-ar zice, încălțămintea naturii, adică lasă corpul, lasă puțin chiar și piciorul să simtă, să simtă asfaltul, să simtă pământul, să te uh, bucuri dacă mai găsești și un, uh, un snop de iarbă. Și atunci este foarte important să știm și cu ce călătorim. Călătorim cu, auto, cu mașina mică, deci cu autoturismul și acolo trebuie să avem grijă cât încărcăm bagajele, nu. Uh, dar să avem grijă să avem măcar câteva foi să scriem. Țin minte emoția pe care am avut-o când am călătorit prima dată. Și uh, mi-a spus Vameșu, uh, m-am înroșit și a zis, ați mai călătorit vreodată? Nu, nu nimic o să vă treacă. Și cu adevărat uh, mi-a și trecut. Uh, mergem cu trenul, sunt călătorii care sunt foarte pe, uh, pe o parcurs, pe un parcurs lung, e bun și trenul. Am fost și cu trenul, de seara până dimineața. Mai departe, călătorim cu avionul, Călătorim cu Bacul, călătorim cu, cu Vaporul, călătorim în căruța plină cu fân, călătorim pe Pedes Apostolorum, adică mergem și pe jos. Da, sunt niște lucruri, sunt niște momente care fac ca deliciul călătoriei noastre să fie special, special și deosebit. Aș vrea să... Mai merg puțin în călătoria aceasta cu voi și să vă rog să încercați să rețineți nu numai pe bandă, nu numai pe telefonul mobil imagina, dar să o rețineți și scrisă. Pentru că este foarte important să mențineți acel tonus al vostru legat de bucuria de a vedea anumite lucruri și lăsați din personalitatea voastră. Știți, suntem obișnuiți să aducem magneți, fiecare aduce ce crede de cuvință. Dar uitați că au fost situații în care ați ajuns să vedeți în Atena și Acropolis, da? Ați urcat și ați venit cu o pietricică. E, dar nu v-ați gândit că dacă fiecare ia câte o pietricică ce se va întâmpla cu Acropolis? Dar vreau să vă spun asta nu mai spunem că zice că în uh, Grecia nu te încrezi nici chiar când îți aduc daruri, spunea pe vremuri. Astăzi nu știu, dar uh, ei aduc uh, și împrospătează uh, cantitatea de pietricele pe care noi de obicei de pe Acropolis am vrea să le uh, luăm de acolo. Și mai este așa o tradiție. Dacă mai ajungeți pe acolo, încercați înainte de a urca să vă lăsați încălțările așa. Și să pășiți cu, cu piciorul gol, pentru că veți simți căldura acelor pietre. Și acea căldură trebuie să pătrundă puțin și să ne uh, adune tot corpul într-o căldură magică care vine, care vine de acolo. Acum, uh, nu știu cât de călători sunteți voi în țara altora sau în țara noastră, dar cel mai important lucru este să știm să respectăm pe cel care face acest pres, pas, pardon acest pas sprețios spre cunoaștere. și vorbeam la un moment dat că suntem pelerini. da. atunci când mergem în Locurile Sfinte, ar fi foarte bine să știm dinainte ce trebuie să facem și ce trebuie să nu facem, ce trebuie să știm și ce trebuie mai puțin să știm. <coughs> În primul rând, trebuie să avem grijă la îmbrăcămintea noastră, să avem grijă la pregătirea noastră spirituală și să avem grijă la respectatul acelui cuvânt care ni se spune. <coughs> Pentru că uh, mergem ca să ne uh, umplem uh, sufletul de bucuriile de care avem nevoie, să ne mai, uh, să facem în așa fel încât să aibă loc catarsisul, ca să putem merge uh, mai departe. I se spune că virgulă călătorului este. Bine cu drumul. Eu să știți că în toate călătorile pe care le-am întreprins până acum și în toate pelerinajele, n-am plecat de acasă, așa cum vă spuneam, fără acel busuioc și cum zice Ardeleanu Busuioc și floare de mușcată, pentru că ele m-au adus întotdeauna uh, din nou acasă și bucuria de a ajunge acasă a fost mare. La un moment dat veneam dintr-o țară străină și de departe și veneam acasă cu trenul. Și când am ajuns în gară, la barieră, de la barieră mai aveam încă puțin până a ajunge acasă, era o căruță plină cu fân. Și pentru că la țară toată lumea se știe, se cunoaște și se salută de cu dimineața și până de cu seara, când mă vede căruțașul mă întreabă, ai de mine, dar de pe unde vii? Zic, din țări străine. Și cum a fost acolo? Cum ți ți dor de casă? Ai mare, cât de god, da, de ce? De o mamă ligă și de un pic de, de, zamă din aceea bună și zice, și păi, pe nu ești obosită, ai de mine obosită mis. Nu, no, hai, da, urcă. Și vreau să spun că până în fața casei am venit în căruța cu fân a fost un lucru special și extraordinar pentru că m-am reîntors și haideți să ne reîntoarcem în această grădire a Maicii Domnului unde niciodată florile nu se vor ofili și unde totdeauna vom găsi și o gură de apă și o limpezime de suflet și o limpezire a gândului și vom lăsa pentru fiecare acel loc de bună ziua. Salve amicis! Dacă ajunge să fiți călători în această vară, vă doresc din tot sufletul sufletul, să aveți grijă de voi și de toate. Să auzim numai de bine. Salve, amicis!